Nu simt. What the fuck, man? Eu nu vin să cred, că eu nu simt în deget, dar cu toate astea uticuitii rezistente. Bună dimineața! Astăzi este 23 august și este duminică și am venit la Gura Humorului. De fapt, cred că e un pic mai departe, cred că e mai mult spre Câmpul Lung, nu? Și am venit la Moara Dracului. Acum așteptăm să vină părinții lui Răzvan și Eric, că au rămas puțin în urmă. Și mergem pe traseu pe aici, prin fața noastră. Este un drum pe care o să mergem. M-am trezit dimineața la 6 aici, în Torpedou. Și am făcut o tartă pentru că Eric ține o dietă mai specială și are voie să mănânce dulciuri și ce vrea el doar duminica, așa că i-am făcut o tartă aici. Și acum așteptam să vină. Foarte nasol drumul ăsta de la calea ferată, dacă veniți sau dacă ați mai fost, cred că știți despre ce vorbesc. Este o cale ferată unde trebuie să faceți stânga sau dreapta, depinde din ce direcție veniți. Și de acolo vreo 4 doar km... Doar dreapta poți faci că stânga. Da, mă rog. De acolo, de la calea ferată, vreo 4 km efectiv până aici, unde începe traseul ăsta, e drum foarte forestier. Nasol. E drum forestier. E drum forestier, da. Și destul de nasol. Dar sperăm să fie frumos. Din poze este foarte frumos. Acum vom vedea ce descoperim. Foarte mult umezeală în aer, se simte așa, dar e plăcut, mi-mi place mult. Și soare, doar că... Văd că în pădure e destul de... Normal că e pădure. Umbră. Sper să nu fie foarte frig. Eu de obicei vin mereu pregătită. Când mergem undeva, eu mereu am în mașină un hanorac. Nu am hanorac. Ăla am pe al tău, dar pe al meu nu l-am. Eu nu am hanorac la mine. Și de obicei eu mereu am câte ceva în mașină pentru că sunt foarte friguroasă și mi-este foarte frig. Mereu. Nu știu cum te-ai gândit tu să-ți iei o bluză azi. Să-mi iau o bluză? Uh-huh. Adică... Ai bluză pe tine. Păi da. Păi cum te-ai gândit să ai bluză? Că știam că o să-mi fie frig și n-am vrut să mai iau și hanorac. Avem și un râu sau un pârâu pe aici pe lângă noi, se aude, dar nu prea-l văd. E în jos încă. S-a pus o albină aici. Dă-o la o parte, cu eu vies pe aia. Vies pe. Am găsit aici niște muri de astea sălbatice. Bineînțeles că nu o să mă ating de ele, dar sunt foarte drăguți. Răzvan zicea că nu le vede. Uite, iubi. Ba da, murios. Dar oricum nu iau. Ba da, dar... Hai, ne punem tot într-un cap din cealaltă. Thank you.
treaba. După ce am plecat de la... Wow! După ce am plecat de la Chei, de acolo, unde a fost super fain, mi-a plăcut foarte mult, am urcat cam până unde s-a putut, însă mai era traseu în sus, dar n-am mai urcat noi. Am căutat niște trifoi cu patru foi, dar n-am găsit. Așa că am plecat și am mâncat la o păstrăvărie foarte faină, la care am mâncat noi și în iarnă când am fost. Și apoi am mers, am urcat din nou trans la râu și am luat-o pe o altă parte către Iași, care mie mi-a plăcut mai mult. Ajuns în Iași, am rămas fără baterie, cred că de acum câteva ore, de asta nici n-am mai filmat, adică am mai filmat doar așa ce am prins, că voiam să prind cât mai mult din peisaje, pentru că ne-am întors pe o altă parte decât mergeam de obicei la Gura Humorului și a fost mai drăguț. Și acum aproape intrăm în Iași, ajungem acasă și abia aștept să vă pregătesc.